Că mie mi-a zis Sorin că ești cel mai cool manelist pe care îl cunoaște. Că a zis că nu dau impresia de aici când am fost în turneu. De ce, dragă, ai băgat manele pe drum? E, băgau ăștia și am ascultat și eu. Băgau ăștia pe margă. Dacă se uită domnul Delic, n-ascult. Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod de podcast Sa și Râs. Astăzi îl avem invitat la noi în studio pe Drăcea. Bună seara! Unul este 4 ceasul. Unul dintre... Da, cu atitudinea asta nu cred că asta. Și așa te-ai pișat pe mine de când am venit aici. Care din punctul meu de vedere este unul dintre cei mai talentați newcomer în stand-up comedy. Citești. Ce drag... Dar parcă și-a pus și semnul scroll de întrebare. Sunt cei mai talentați? Da, newcomer, ce bă, să asta? Fiu sinceră, dar dacă vreți putem direct să ne jignim. Nu, nu, nu. Chiar este. El vine din Severin. Aha. Din Drobeta Severin. Drobeta Turnul Severin. Și e talentat, pula mea. Ziceți, da, norace, că mă fut în ea de introducere. E foarte mișto, Drăcea. Puteți să-l urmăriți. Are canal de YouTube. Ei. Unde face o grămadă de chestii. Are o emisiune Kicks and Digs. Vă vorbește despre sneakers, Adidas și... viață. Și alte încălțăminți. Și viață în general. Dacă viață. Aveți probleme în relații. Și mai are o emisiune care se numește Window Shopping, nu? Da. Nu știu exact cum se numește, că n-am fost invitată în ea niciodată și de-aia în mintea mea nu s-a... Niciodată? Cred că de-aia. Nu s-a fixat. N-am fost chemată. Iar tricoul ăsta este... Stați-mă așa să vând tricoul. Stați așa. Vreau să sune telefonul acum. Vreau să cumpărați tricoul ăsta haosat acum, pentru că e foarte mișto cum e pe spate. Deci puteți să-l purtați. Așa că o să stau tot podcastul așa. Stai, puteți să-l purtați invers dacă e. Hai că ai vrut mai mult să arăți că ai spate, lasă. Uite, uite cum se vede. Nu, uite în parte. Uite aici. Dar la cine dracu vine bă spatele așa? Poți să arăți și eu. Ăsta e Hano. Nu, ăsta e hanoracul care era în punga aia. Oh, ia uite. Mult mai mare ăsta. Oh, ce avem aici? Ce-ați făcut? Bă, dar l-ai pe braț, adevărul ăsta e. Chiar îl are. S-a mutat bila. Stai. Capul de tripie. Mamă, dar chiar le-ai jur să mă... Da, normal că... Oh, că zici, So anyway, you guys, mulțumim mult că ați venit la noi la podcast. Banciu are și hanorac ăsta cu haosat. Eu n-am primit, am primit doar o... Radu, poți să arăți ce am primit, ce te rog frumos? Că eu am primit o sacoșă. Dar ți-am dat și tricou, mă. O pungă. Nu? O... Nu, nu, doar asta am primit. Ai dat, ba da, un tricou. Mincu? Ba da, mă, mai e cu... Este un tricou exact asta pe care l-am eu de aceeași mărime, L. Și am crezut că e pentru Banciu. Okay. L pentru mine? Știi că m-am gândit că nu are cum să fie pentru Maria. Că ai zis tu că nu mai aveai M pentru Maria. Ah, da, e dreptate, e dreptate. Și apropo, ai un tricou la mine? Așa? Nu, e la fel? La fel, dar e la mine acasă. Da. Ideea e că dacă vreți să-i cumpărați dacă marfa, vreți, ca să-l susțineți, o găsiți pe haosat.ro. Este. Și merită tot sprijinul vostru și... dar chiar cum de ți-ai venit? De ce? Cum de ți-ai făcut haină? De unde până unde? Adică știu că poate că sună la modul... Adică nu vreau să sune la modul... cum te-ai gândit că poți să vinzi? Îi pun eu întrebarea. Cum pula mea ai crezut că și tu poți să vinzi haină? Terminat. Eu încercam să formulez asta, dar altfel. Da, știi, mă gândeam, dădeam la o parte toate astea. Păi noi ne-am apucat să avem mărci după 7 ani de carieră. Tu ce pula mea vrei cu hainele astea? Nimic, nu mai vreau nimic acum să mă pun asta aici. Ia bucă! Nu știu ce să-l adem. Bă, nu știu cum. Mereu mi-am dorit. Nu știu, nu e vreo... De ce ți-ai dorit? Pentru că tu ești pasionat de sneakers și de cultura asta așa, de street style și da, chestii de astea. Da, îmi plăceau și îmi plac multe branduri românești, bine, care nu mai există din păcate unele, dar mereu mi-a plăcut. Cu primele am dat fail un pic. Prime tricouri? Da, adică asta e a doua tranșă și astea sunt făcute cu oameni mai profi. Aia, cu alea care și sunt cu logo-ul. Și alea am dat fail pentru că erau foarte mulate, în sensul că XL nu era XL niciodată. Adică eu aveam atunci un pic de burtă și XL-ul nu, ăla nu era XL. Am înțeles. Și cum, pentru că, nu, eu te-am și de ce era întrebarea asta. În general, bine, mă gândeam, dar e o comparație care nu e potrivită la porc, știi, sau la un brand ăsta care e deja super mare. Oamenii vând haine prin puterea numelui. Adică, nu e, cel puțin eu nu știu că sunt artiști pe care fanii urmăresc și sunt la modul, mamă, dar ce designer mișto e ăla.
Și atunci da, avea stilul. Păi designerul de obicei e altcineva. Da, dar de regulă toți au mizat practic pe un nume făcut în industrie și au zis, bă, dacă eu tot sunt fan de liric, îmi place ce face, da, îmi place da, și muzica, îmi place și haine, hai să cumpăr produsele, știi? Și atunci, deși m-am gândit eu prima oară când te-am mai întrebat asta, când ai făcut prima oară, și te-am întrebat, bă, dar cum de-o faci? Dar întrebarea mea nu era de, așa știi cum ai zis, Maria, era la modul, mi se pare tare că eu nu m-aș fi gândit la asta, știi? Păi eu n-am vrut să fac mărci, că mărci face, de exemplu, nu știu, dacă voi aveți mărci, e pentru oamenii care vă urmăresc pe voi. Eu da, am vrut să fac ceva așa de sine stătător și eu de-aia la început nu m-am asociat absolut deloc, adică nu, nici nu prea am promovat la început, că și merge mintea. Ai vrut să n-aibă legătură am vrut să-l fac așa, de la artistul Bogdan da, Drăcea. Da, da. Artistul Bogdan Drăcea. Artistul Drăcea. Frumos, nu? Artistul. Poetul. Artistul Bogdan Drăcea este astăzi cu noi în studioul S-a și Râs. Mă cântați-ne canțoneta aia. Da, da, da. Cum să nu? Dacă îmi dă acordul. Canțoneta aia. Vreau în extrem de scurt timp să încep să-i pun niște întrebări pe care le aveam pregătite pentru Bogdan Drăcea, dar nu înainte de toate, dragi urmăritori, vreau să vă aduc aminte că aveți un link mai jos în caz că vreți să vă faceți abonament pe Patreon la reality show cu Mincu și Maria, pentru că episoadele încep să fie din ce în ce mai tari și deja pot să spun cu mândrie că e considerat cel mai bun reality show de comedie din România de către maică mea. Nu știu, vă încurajez măcar să încercați o lună, costă $5 și vă reamintesc că lucrăm cu studenți de la UNATC care astfel care au... săracii cât îi pognesc. Voi n-ați văzut cât i-au lovit pe băieții care aia. Astfel au reușit să renunțe la videochat. Da, noi avem programul Adoptă un student. Deci și printre altele, poți să adopți. Printre altele, voiam să vă întreb un lucru. Eu când ne-am așezat să dăm drumul la acest podcast, ne-am asigurat că se vede totul frumos și am găsit pe masă asta. Nu știu dacă se vede foarte bine, dar sunt 400 circa de chei pe un ăsta de chei. Eu, cheile de la mine de acasă, reprezintă, iartă-mă un pic, o carteluță, o pastiluță mică și o cheie cu care îmi deschid ușa. Săracu. Cheile astea, bineînțeles că sunt alu Banciu. Asta alu Banciu, cheile astea sunt alu Banciu, astea 18. Și vreau să luăm o scurtă pauză de la invitatul nostru drag, să ne spună Banciu de la ce pula mea asta de cheile astea. Mincu alege o cheie, Mincu tu alege o cheie și o arăți la cameră și eu spun de la ce e. Eu vreau să arăt până să ne explici de ce ai atât de multe chei, să explică dacă tu cumva stai cu astea și faci așa pe marginea balconului la etajul 8 și le scapi. Omor pe cineva și o să fie de la ce a murit? De la cheia de la interfon. Sau dar nu fac așa, doar în mall fac așa când mă duc. N-ai cum să ai atâtea proprietăți. Deci, de fapt, ești un bogat. Nu e, că e semn de sărac. De unde asta? Încă nu. Da. De unde asta? Aia de aici, de la studio. Aia de jos de la studio și aia altă lată este de sus. Oricum, îi zici că ești administrator de bloc sau că te-ai apucat de Airbnb în pana mea? De ce ai atâtea chei? Păi chiar am nevoie de toate, uite, cheile de la casă, da? Sus, jos și cartela de la intrare. Casa unde locuiești acum? Casa din militari, nu casa unde locuiesc acum. Casa unde stă tatăl tău. Casa unde stă tatăl meu. Așa. Așa. După care studio, după care garsonieră, după care cheile de acasă unde stau, după care un mix de chei de la lacătele și antifurturile bicicletelor mele, recte 3. Ai 3 biciclete? 2 și una pe care încă n-o folosesc, dar... Și urmează a patra că a pus ochii pe și cheile de la safe. Și am venit cu Uber. Pentru că am safe. Ai safe? Da. Ce țin safe? Țineam arma, dar acum nu mai țin nimic. Acum ține loto clasic. La un dat am ținut vreo 2 milioane după asta și... Ai zis că țineai arma după ce ai zis că ai 3 biciclete. Banciu, 3 biciclete, o armă... Culmea, am avut răbdare la podcastul trecut să citesc o parte din comentariile de pe YouTube, pentru că de obicei nu fac asta. Și nu știu dacă știi, Mincu, dar am pierdut în fața lui Banciu grav. Urmăritorii noștri au fost foarte de acord cu Banciu că un mic e prea mult 4 lei. Băi, frate, ce? Da, așa că... Și tu crezi că un mic e prea mult 4 2 lei? 2 lei ar trebui să fie un mic maxim. 2 lei? Băi, frate, mamă, cred că se răscolesc patronii așa ca amici în urmărit. Hai să nu mai mintule. Hai să nu mai dezbatem subiectul ăsta și să trecem la Drăcea. Am pierdut, deci 4 lei e mult, jos, cum se cheamă? Grătăria. Jos. Ia să ies mă la proteste. Nu suntem de acord. Ia să ies la proteste. Dar era mare micul ăla?
Bă, avea undeva la 50 de grame, poate vreo 55, făcut. Deci în crud a avut mai mult. În bio. Atunci da. Merge 4 lei. Nu merge. Nu, nu, să nu intrăm acolo. Haideți, trece, am vorbit o oră. Mergem la Bolintin, îți dai 1000. E rabbit hole, nu te duce cu el la Bolintin. Te duce la Bolintin, că porma să mai aibă cash de la bicicleta ta, de la casa ta. Da, la... Spune-ne, răspunde-ne la clasica întrebare, dar trebuie să răspunzi. Trebuie să răspunzi la asta. Da. Cum de ai vrut să te apuci de stand-up? Ce făceai înainte? Mamă, dar eu nu m-am pregătit, n-am știut că o să fie așa interviu. Ce făceam înainte? Da. Că eu, uite, de exemplu, perspectiva mea și a lui Mincu e că la un moment dat te-am văzut făcând stand-up. Da, așa, păi așa, așa m-am văzut și eu. Te-am văzut la concurs, open nu? Mic? Nu, 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 cred că prima oară a fost concursul Cupa 99. Nu, mai urcasem până la da, Cupa. Dar nu, de când te-am văzut, eu zic. Ah, ok. Cred că te-am văzut direct eu în concurs. Eu te-am remarcat pentru că urcai la concursuri și open mic-uri și așa. În perioada aia urca și Victor Băra și cu Sergiu Mirică. Și pe voi trei chiar m-am remarcat, la modul că mm-hmm. îmi plăcea. Da, de... Victor cu Sergiu cred că aveau un... Da, ei au făcut, cred că, un an sau un an înainte. Până să apară. Mm-hmm. Pentru că, Sergiu, deci tu ai câștigat primul concurs cu Cupa 99. Da. Eu l-am câștigat pe al doilea. Da. Pe al treilea l-a câștigat Mirică și Drăcea pe al patrulea. Da. Da? Da. Și de atunci nu se mai face. Ha? Și de atunci... Nu se mai, gata, s-a închis. Gata, că ne-au luat banii. Da, mă, dar eu am câștigat prima ediție, așa că sugeți pula. Zi-mă, cum te-ai apucat? Prima contează. Cum, ce ți-a venit? De unde? Că uite, de, eu cu Mincu și cu Panciu suntem actori. Din zona actoriei, jucând teatru și făcând comedie, am ajuns ușor, ușor să vedem show-uri de stand-up și să urcăm la open mic-uri. Tu cum ai ajuns la open mic? Ai făcut ceva de profil înainte? Nu, n-am făcut absolut. Eu eram student, cred că în anul 3, și m-a tărât, voia să mergem la open mic cu un prieten, Barbu. Vlad Barbu. Mă rog. Și, sigur, și dacă mi-arăți o față după numele, știți, nu. Cred că știți, da. Și el tot voia să urce și mă atâră la o seară de open mic să mă uit. Mie îmi plăcea stand-up-ul. Îți plăcea stand-up-ul. Eu aveam chestii notate din școala generală, dar niciodată nu m-am gândit că o să urc, dar mai notam lucruri. Și m-am dus să-mi văd. Și te-ai uitat prima la un open mic? Da, am fost prima. Nu, mai văzusem stand-up și am mai nu, fost nu, zic, te-ai uitat, te-ai uitat la... N-ai participat la open mic-ul ăla? Nu, 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 te-ai doar am fost să mă uit și a doua oară am urcat. Înaintea lui Barbu. La 99? La 99 a fost? Da, da, da. Și am urcat și a fost super ok. Da. Și după aia m-am înscris și a doua oară și a doua oară m-am bătat foarte rău fără să vreau. A fost înainte și țin minte că eram bucuros pentru că nu urca nimeni două săptămâni consecutiv și eu cumva avusesem noroc pentru că am fost ok. Și pe aia n-am mai urcat o lună jumate după ce am urcat băut. Dar de ce? Ce s-a întâmplat că n-ai urcat băut? M-am clătinat foarte mult și am vărsat bere pe scenă. Mm-hmm. Asta a fost problema, că ai vărsat bere, nu că n-au mai mers glumele sau nu le mai nu, știai. Nu, culmea că am mers ok, dar am vorbit super vulgar. La modul, eu nu vorbesc atât de vulgar, dar nu. Deci te-ai uitat la mine când ai spus că nu vorbești atât de vulgar. M-am uitat la toți. Te-ai uitat la mine. Drăcea, te-ai uitat la mine. Deci, ți-a mers bine. Am crezut că când ai spus că te-ai îmbătat, am crezut că a fost o experiență de mamă. A fost nașpa că mi-a dat-o cu blackout, adică nu mai știu cum am plecat de acolo, n-am fost cel mai ok. Dar nu, dar zic că din punct de vedere al clubului. A, da, a mers ok, dar după aia am crezut că nu o să mai lase moca, nu o să urc niciodată. Și pe vremea aia când sunt 2 ani sau 3 ani sau mai mult? Bă, cred că nu dau seama dacă sunt 3 sau 4, e posibil să facă 3 anul ăsta în octombrie sau 4. Deși cred că trebuie să ții minte anul în care ai fost prima oară. Da, pe mine mi se pare interesant să ții minte. Cred că e 2018 totuși. 2018 cred și eu că atunci am început să te văd. Adică nu știu, eu n-am o dată și eu în calendar. Deci se fac 4 ani în octombrie. Da, dar pe vremea aia nu era cum e acum. Acum am înțeles că sunt foarte mulți care vor să facă open mic. Uh-huh. Și e regula că dacă suni și vii pentru prima oară la un open mic, o să urci în seara aia, dar după aia o ordine absolut... ca să fie corect, nu e, adică zic pe vremea aia, pentru că nu te-a mai chemat Mocanu, era așa sau nu te-a mai chemat că bă, ăsta n-a fost serios și de-aia nu-l mai chem, știi că ai zis că... Bă, nu l-am întrebat niciodată, atunci oricum erau foarte puțini care se înscriau și se rulau ăia în continuu, acum se înscriu, nu știu, că și eu când mai făceam open mic la 99, se înscriau câte 30 și n-ai cum să mai 30 de oameni, adică o forțam cu 15 de multe ori dacă mergea repede, dar 30 nu. Vezi ce chestie, că acum 3 ani, în 2021 suntem, acum 4 ani aproape, te urcai la open mic pentru prima oară și acum tu ești cel care ține show-urile de open mic, ești practic MC-ul și cel care înscrie și așa. Bă, să știi că nu m-am bucurat de multe, dar la asta m-am bucurat foarte tare. E foarte interesant, să știi. Și e foarte interesant pentru mine și important că se întâmplă asta, pentru că din ce în ce mai mulți oameni ne întreabă ce să facă stand-up, inclusiv o cunoștință, mă rog,
nu dau nume, dar de curând mi-a zis, bă, ce poate să facă cu tare să băgăm și pe persoana asta în lumea stand-up-ului? Și am zis, să băgăm în lumea stand-up-ului? Nu poți să faci decât stand-up. Asta e singura, e printre puține meserii pe care nu poți să dai o lecție sau să te bag, pentru că, așa cum știm cu toții, la stand-up oamenii ori râd, ori nu râd, adică nu ai altă șansă să zici, da mă, da, da, în seara da, asta, nu de poți fapt să te bagi doar de dragul că eu vreau să devin comedian. Mie mi se pare ceva foarte trebuie tare placă povestea ta, pentru că observ și în... cu mânuța asta. Nu, îți spun sincer acum, vorbesc partea sinceră. Mm-hmm. Din ce în ce mai mulți oameni se duc direct la emisiunile concurs de la televizor, nemai făcând în viața lor. Și cineva iarăși mi-a dat o explicație de curând, mi-a arătat o gagică, chiar la umor, și avea foarte mari emoții. Și persoana cu care vorbeam mi-a zis, da mă, da, da, n-o judeca și tu, că era prima oară pe scenă. Și I lost it. Cum e că era prima oară pe scenă? Cum adică era prima oară pe scenă și mie trebuie să... Ce căuta acolo dacă era prima oară pe scenă? Voi ați nebunit? Cum ar fi să mă duc eu acum la Vocea României și să zic, ha mă, să se întoarcă un scaun, că e prima oară pe scenă, dați-mi o șansă. Sau să dansez balet și să zic, frate, haideți la spectacol de balet la operă și lumea să zică, bă, dansez sinistru. Și o să zic, tata, prima oară. Așa e. Adică nu se poate. Mi se pare că s-a ajuns la o exagerare foarte mare și... Prefer, iubesc să aud povești de-astea cu oameni care, uite, acum 3 ani stăteai la coadă să uși la open mic și acum tu îl prezinți. Open mic-ul fiind printre puținele ateliere, workshop-uri, ia-o cum vrei tu, în care poți să începi cu adevărat să faci stand-up comedy-ul ăla pe bune, știi? Da. Da, voiam să spun că încă nu ne dăm seama cât de puțin înțeleg oamenii cum e să faci stand-up și ce e stand-up în România. Și pentru că nu este această cultură a open mic-ului, care este o seară organizată de un club de comedie, unde oamenii la început care vor să facă stand-up urcă și încearcă câteva minute, cred că confundă de foarte multe ori, vorbeam de curând cu cineva, cred că Mitran zicea asta, că cum este un avantaj și un dezavantaj în același timp pentru stand-up, că pare ca și cum e o caterincă făcută pe loc, da, când e bine făcută. Da. Și a zis că lui se pare că ăsta e cel mai mare avantaj și dezavantaj în stand-up-ul. Și atunci foarte mulți poate să creadă că e mai ușor să faci stand-up decât e de fapt. Uh-huh. Și încerci și te gândești, bă, și dacă mă duc la o emisiune, că am văzut că se duc mulți așa, dacă e bine, poate se gândesc că e o fi ca la, nu știu, ca în lumea asta, și cum era în Hollywood sau la filme, apare un talent de nicăieri. Și mm-hmm, toți o să-l dorească pe ăla și o să-l cheme, știi? Mm-hmm. Și nu prea e așa, că n-ai cum să arzi niște cred etapă. Că e doar că toată lumea vrea să bubuie repede. Adică eu am văzut oameni care au venit la open mic de maxim 2 ori și pe aia s-au dus la umor. Și ori au rupt, ori n-au rupt. Și chiar dacă au rupt, nu mai știi de ei. Păi nu mai știi de ei, pentru că nu au craft-ul, da, nu știu, nu sunt pregătiți. Dacă e să-i lovească faima, nu sunt gata să susțină un spectacol de stand-up. Și nu o să-i lovească faima atât de tare. Eu cred că eu am pornit confuzia asta, mă scuzați, dar cred că eu am pornit-o. Pentru că lumea nu avea de unde să mă ia. Ei nu știau că eu fac stand-up de un an de zile. Dacă îmi zic un an de zile, mă refer constant cu Cupa 99 deja câștigată și mers în fiecare seară și făcut la late night show, deschis show băieților. Nu făceam de 2 ani când ai fost la Humor? Deci eu am fost la Humor în 2016. La mine s-au făcut 7 ani. Deci acum eu am urcat prima oară la un open mic în viața mea în aprilie 2014. M-am dus la audiții la Humor în 2016, așa e, de 2 ani. Ideea e că trecuse niște timp, făcusem niște show-uri, nu exista săptămână în viața mea fără 3-4 show-uri și eventual un open mic cu materialul ăla în mare cu care m-am dus în audiții și lumea, pentru că n-a știut de unde să mă ia, a zis, pama, asta a bubuit, uite ce a lansat-o, ai umor. Dar eu n-am bubuit, am măcinat materialul ăla, l-am super muncit și pe lângă asta sunt actriță. Dacă cineva care nu e actor o să dea de niște reflectoare, de un microfon, de un juriu, poate mai e și fanul lui Bendeac sau Delia sau ăluilalt. Și nu mi-a venit numele, îmi pare rău, n-aveam nicio intenție. Și poate s-a emoționat. Eu, pentru că sunt actor, poate am găsit adesea pe un set, știi? Nu e o chestie de aroganță acum. Încercam să explic de ce nu e bine din prima să te pui în situația care s-ar putea să te dărâme și în loc să vezi să faci că poate o să ajungi mare... Te pune aia pe YouTube, scriu un număr senzațional, tu crezi că e număr senzațional, bucuiește un șmecher cu tine în Beclean, îți fură și banii și stand-up comedy. Câștigătorul la umor, bă, nu e așa. Tu ai și prins bine, mă, că a fost prima oară și a fost și prima oară pe TV. A fost o combinație. A fost al doilea când a știut Maria.
A, da? N-am da. Fost primul? Primul a câștigat Vlad Grigorescu. A, așa e, corect, da. Dar era bine că deja de un an se știa de emisiune și oamenii urmăreau. Okay. Tot e bine, da. Nu numai că a prins bine, era și ideea că nu prea erau femei care fac asta și era și ideea că am fost bine în emisiune și că, frate, când a trebuit să plecăm în turneu, mi-am scris material. Eu am plecat în turneu cu același material, deși am auzit, culmea, și mi se pare foarte urât, am auzit odată la un podcast între show-uri, nu mai știu cine a zis, că Maria pleacă în turneu cu același material, dar ei de unde au scos asta, de unde n-am înțeles. Mă rog, mi se pare tare parcursul tău și de asta ești bun, de-aia când te văd pe scenă, mi se pare că ești un tip care are încredere în el, îți scrii material, se vede că ai făcut workout-ul ăla, știi? Nu ești răsărit dintr-o astfel de situație, na. Mulțumesc. Nu, cu plăcere. Mă simt foarte, mi se strânge mereu carnea pe mine când zice cineva ceva de bine. Tuturor ni se întâmplă asta, dar trebuie să înveți să le primești. Dar și tuturor ni se întâmplă asta. Asta o să înveți în timp doar. O să înveți în timp să le accepti și o să înveți în timp, eu n-am învățat asta până acum, să spui nu, să refuzi niște lucruri. Asta era... Eu am început să învăț și pe asta cu nu. Foarte greu. La un moment dat, trebuie să refuzi niște apariții, niște chestii, știi? Mm-hmm. Și mie, eu încă nu știu cum pot să faci asta ca să... Te duci oricine te cheamă. Bă, micule, un podcast tare cu oameni cu codiță. Vin, frate, ăștia. Da. Eu am început să învăț, pentru că am avut, noi am și tot avut discuțiile astea în podcasturi în ultima vreme, că apropo de cum te percep oamenii și dacă să nu fii arogant, să nu știu ce, și eu tot rumec la ideile astea între podcasturi și mi-am dat seama că vreau să mă percepă lumea, că sunt arogantă și plină de bășini. Chiar vreau, doar în cur. Ce până mea atâta trebuie să fim de treabă? E gata. Da, mă, e... am sunat-o pe Maria, am chemat-o în emisiunea și mi-a zis nu. Da, gata. Nu mai bine decât, da, hai că vin, băga mea și pula, trebuie să mă duc acolo. Am o întrebare. Ce ți s-a schimbat? Cum, nu știu, dacă ai vreun, dacă aveai un punct de vedere sau credeai că stand-up e într-un fel sau să faci stand-up, necesită, nu știu, ceva. Și deodată ce l-ai făcut și au trecut ani și ai văzut cum e, ce, ai vreun punct de vedere, o perspectivă care ți s-a schimbat sau la care nu te așteptai? Am venit. Eu chiar am învățat la istorie, da. Eu mă gândeam că ce a făcut ăla, că happy birthday loco. Vorbim un pic și... nu știu, mă bucur că n-am un job nașpa, că am avut niște joburi, mă rog, puține, dar am lucrat. Cred că legat am lucrat vreo 3 ani la corporații sau la... Am lucrat și la o casă de avocați. Da? Da, foarte tare. La ea acasă erai femeie de serviciu, da, și da, era, da, casa le făceam lor? Cafele. Le făceam cafele și ordonam dosare. Dar pierdea tot timpul. Atunci câți oameni am băgat eu la pușcă. Gata, alea, cum trebuie. Se trezea ăla. Că... Păi da, amendă de mașină. Nu, omor tu. Nu cred că scap. Nu, asta mă bucură cel mai tare, că fac ce-mi place. Cred că e cea mai mare bucurie. De ce chestia? Și că vin banii în timp la un moment dat așa. Că vin banii? În timp. Da, în timp. Da. Mai vorbeam așa cu cineva așa, nu, că vreau mai mult. Da, și dracu din greu. Că trebuie să ai răbdare până când o să meritezi. Și nu-ți trebuie mulți bani la 25 de ani. I'm not kidding. Toate experiențele pe care o să le ai în viața asta, frate, mai ales ca și comediant care cauți să scrii material și să sugi din toate experiențele posibile ceva, dacă tu o să ai un... boom acum cu o grămadă de bani și toate problemele pe care le consideri tu ca fiind probleme o să se rezolve și totul e ok și nu gagi că t-ai crezi țâțele suficient de mari, ce mai scrii? Vii pe scenă și zici, știi, ajungi, da, ca Kevin Hart. Doamne, serios, nu mai ajungi să, pe bune, că nu mai îmi place așa Kevin Hart, parcă n-are ultimul lui beat din ultimul special filmat la el acasă era ceva cu pizza oven, că și Jerry Seinfeld are pizza. Vrei să facem show-uri la oamenii obișnuiți să spunem, băi, știi când ți se strică Bentley-ul și efectiv îți aduce aminte, stai frate că e Maserati un chiar în spatele meu, stai care drăcea să-i cer dacă are o bujie să nu aștept până vine. Nu zic că am fost la Costel acasă și avea pahare curate, ești nebun? Mi-am pus și eu acum, vă aștept la mine. Exact, e perfect și ai o atitudine foarte bună. Stai frate că o să vină și banii, e ok. Băi, nu, la asta chiar trebuie să-ți placă. Altfel nu... Vin niște frustrări dacă nu-ți place atât de mult. Bine, vin oricum, da, ca idee. Vin oricum, pentru că... Și oricum tu nu poți să spui că n-ai bani. Am văzut câte perechi de Adidas ai, nu mai mințim pula mea. N-are nimeni atâtea perechi de Adidas. În afară de Teohari. Și Teohari n-are bani, că face stand-up de o viață, e bogat. Dar tu, de ce ai te-a peric de-aș? Furi? Fur, drăcea? Fur, da.
Fur, dau un cap. Mă mai ales decât s-au închis cluburile. L-am primit de pomană. S-au închis cluburile, era încărat toată marfa din bar de la 9 și am făcut 18.000. Bă, dar asta cu CCS ăsta, cel mai prost host din lume, care înainte să fure, întreabă și îl caută pe Nesva decât Costa, că merită. CCS ăsta? Nu, da, te și întreabă. Garmin. Garmin mai exact... Ăsta silver e mai scump ca ala Black, că nu-mi dau seama că am două linkuri. Poate trebuie direct un șase ăsta, Garmin, și cât e ăsta? Cât ați dat pe el? Mai aveți bonul? Mai e în garanție? Știi că 3.000 fost... de lei nou? Mai are garanție? Deci știi că au unde, fost... Unde o ții? Au fost unii care s-au dus la o cafenea, au stat și au plecat fără să plătească și a găsit poliția pentru că și-au dat check-in și au pus și poză. Abia acolo mi se pare la nivel de prost. Cât se prost... Cât da. Prost. Cât bine, au fost și unii care tot așa, cât nu știu, aveau un telefon de ăsta care fusese furat ceva și l-avea iCloud-ul activat și era din Anglia și tot te apăreau cu unii pe la țară, în România. Ce poză. Poză în oglindă, uite, telefonul tău. Era exact ca într-un sketch. Deci ăla era și în Anglia. Găsit? Și ăla era un papuș la țară, pământ, animale. Uite, de pe cal. Da. De fapt, sunt superb. De să știu, de iCloud. Când a venit poliția și a zis, domne, ne-a căutat poliția din Marea Britanică, s-au stocat pozele în iCloud. Eu cred că-s filmați cu drone. Că... Ce anume? Ăla n-a înțeles de ce intră la pușcărie. Ăla e singur care dacă stă la un dat cu pușcărie și de vorbă, dar de ce intră? Până ziua de azi nu înțeleg cum a prins Dumnezeu, cred că a fost semn de la Dumnezeu. De atunci m-am apropiat de biserică. Da, ce absolut. Bine, nu știu, acum nu știu că ea furaseră sau cumpăraseră. Ați fi serios. E la jumătate de vorb. Da. Undeva e că sigur l-au dus la decodat. E la jumătate că Hus s-au luat în banii lor. I-au pus și folie. Manciu, de ce ai o prăjiturică într-un bol? În caz că mi se face poftă în timpul podcastului, am zis să am la mine. Dar de ce nu ai nicio furculiță totuși? Păi, mănânc capizdele. Eu am altă teorie, frate. Cu cheia de la apartamentul bunică sa. Eu am altă teorie. Deci ne-a adus tipul de la piper și mentă. Dacă vreți să-l urmăriți pe Instagram, că gătește niște chestii next level de prăjituri, de tarte. Și ne-a adus o tartă mare. Și mai devreme eram cu echipa de reality show aici și am zis, bă, terminați voi de mâncat, că mai era o groază. Și eu cred că Banciu și-a tras pe dreapta felia asta. Nu, era adus aici de dinainte. De frică dinainte că se întoarce în bucătărie și nu mai e felie. Bravo. Pentru că el și-a adus-o, nu are furculiță, nu are nimic. Bă, ce public shaming ți-a dat acum. Bravo, în halul ăsta, mă? Da, public shaming. Sper că n-au mâncat-o pe toată. Și când mă întorc acolo mai e o felie. Și-a mai pus 3 castroane prin toată clădirea. Le-am ascuns acum pe aia. Se duce la baie, împinge-o de-aia din tavă. O să fac din astea, gen, după ce mănânc asta, fac una pe aici. Tu știi câtă mâncare îngropată în studioul ăsta? Stă la Banciu. Cum își îngropa ăștia, Escobar, banii și uita de ei așa și Banciu o să începe să pută pe aici tot de pelii de pizza uscate. Bă, am făcut-o pe aia clasic, am găsit în ghiozdan un sneakers atât de vechi încât era, nu arăta, nu mai arăta sneakers, era o chestie topită așa și n-am putut să rezist și am băgat-o la congelator să întărească și după aia am jupuit ambalajul de pe aia și tot am mâncat-o. Mamă, frate, deci tu doar păi, vrei să te 2,70 lei. Tu doar vrei să vezi dacă ce te omoară. După Snickers asta nu mai moare nimic, ești nebun. Bă, ce-a făcut la... vaccin de 3 ori până acum. Că el a avut un episod cu niște cremuri. Nu te uiți la podcastul nostru, dar tu știi episodul cu Banciu, în care cu am vorbit despre toxinfecția. Banciu acum... Nu. Banciu... Trebuie foarte pe scurt să spunem povestea și cred că doar eu foarte spun pe scurt. Banciu odată, acum mulți ani, și aștepta iubita să iasă de la un examen. Trebuie să zică Banciu. Dar foarte pe scurt. O să dureze mult. Tu ți-ai asumat, cronometrează-mă. Acum câțiva ani am mâncat crembuș la vânzare accelerată, mi s-a făcut rău. Crembuș la vânzare accelerată. No, asta a fost cea mai scurtă variantă. Stai un pic, de unde? Nu, uite, lasă-mă. A stricat, dar eu știam că el o să strice. O știe, mă, că i-am mai zis-o la un moment dat. Parcă mi-am zis ceva acum. O așteptam pe prietena mea să iasă la un examen. Și eram în parc, era vară, era foarte cald. Și m-am pictisit la un moment dat și m-am dus la Mega foarte Image. Foarte important de spus în povestea asta că erau 48 de grade. Nu era foarte cald. Erau 48 de grade afară, gen codroșu, stai în casă. Erau făcuți cremuși, erau stăteam sub fierți. Un copac la umbră. Și ai mâncat cremuși pe ziua. Și am cumpărat jumătate de kilogram de cremuși. La vânzare accelerată. Aveau semnul la galben mare, știți, vânzarea accelerată.
și am mâncat pe toți și am băut Pepsi Cruz Light sau Cola Zero, Cruz ceva de genul nespălați. Ăsta. Și am mâncat Cruz nespălați în parc, jumătate de kilogram. Și un litru de Pepsi Max. Și un litru de Pepsi Max. Ăla te-a da? Nu, mă, cred că aerul a curat. Cred că polen, că era sub un copac. Nu știi povestea asta despre Banciu? Ba, parcă ții minte. Și s-a considerat atât de rău că era să mor. Adică oamenii erau să cheme salvarea. Îmi luasem blackout, nu mai eram conștient. Și cumva văd că de atunci tot încearcă să vadă care este alimentul care îl va omorâ. Nu mai are un nimic. Aia e criptonita mea. Știu că de la jumătate de kil în sus, de la 499 de grame în sus. Jesus, da. De crâmbuș. Bă, că eram, a trebuit să reluăm povestea asta numai pentru tine, drăgea. Că altfel oamenii dar eu știu. Dar mie mai povestise Banciu ceva și cu șaurma și de aia, adică mă se leagă, nu mi-a zis mai multe chestii. Care cu șaurma? Aia care nu se închidea? Aia de ți-ai luat două. Ți-ai luat două în aceeași noapte. La Cluj. Asta mai știu. Pare a fost la Cluj. Povesti că ți-ai luat, ai mâncat una ca animalul și ai ajuns, ai mâncat-o pe drum și ai mâncat-o la Cluj. Asta pare, da. E povestea de asta pare. Și mai mai s-a adică mai multe cu Banciu cu mâncarea. La Cluj s-a repetat istoria. Mi-a luat șaurma, mi-a luat una și până am ajuns acasă am mâncat-o și mi-am dat seama că mai am șaurma și dacă mi se face foame mai încolo n-am să mănânc și m-am dus și mi-am mai luat una. Ce trebuie să iei două, să mai bagi una pe dar la Cluj, de curând, mi-am luat două șaurme identice și am știut că una o să vreau să mănânc mai încolo și n-am mâncat-o pe drum până acasă și n-am, dar am fost deștept și mi-am luat din prima două, că am anticipat. Despre asta e vorba. Și ai și precizat că e pentru cineva a doua. Dai seama, fută de când ai intrat. Hai că intru doar eu, da? Hai, da, ți-au, ți-au. Mai vrea cineva ceva. Voi știți sketch-ul ăla cu Key & Peele când comandă pizza. Peele pizza și el e obez și pentru că e rușine la telefon de câte pizza comandă, se preface că vorbește cu mai mulți oameni din încăpere, știi? Dacă nu știți, căutați pe net. E un sketch, asta pizza. E ideea ce am spus mai devreme, asta e super, super gras și zice, I would do one pepperoni, cam, ok? Și nu știu ce. Acum câteva săptămâni eram singură acasă și faza e că eram mahmură și voiam să-mi comand multe chestii din mai multe locuri. Asta fac eu când sunt mahmură. Și în cantități mai mari. Chiar dacă nu mănânc tot, dar vreau să știu că e. Și au venit la ușă doi curieri în același timp. Și a trebuit să mă prefac că vorbesc cu niște oameni în casă. Și te prefac că vorbești cu oameni în casă. Doi curieri în același timp, amândoi de la KFC. Nu mănânc de la KFC. Nu-mi place KFC, mi-mi place Mac. Și mă prefăceam că vorbesc cu oameni. Și imediat, ok, spuneți că mi-am fost super aiurea. Și după aia, în timp ce ea coborau, m-a urcat unul și mă gândeam, Doamne, te rog să nu se întâlnească. Dă-ți seama că în timp ce ea doi coborau, i-au zis, vezi că vorbește singură. Să-i nebune să... Dar lasă la ușă mai bine. Asta nu e Maria aia de la stand. Da, m-a și recunoscut. M-a și recunoscut. Mi-a băgat-o pe aia că mai are prieten. Dar m-am uitat, era liniște, mormânt. Nu, frate, că eu pot să o dau. Știi că la mine în casă, dacă un pic bași capul, vezi scările și vezi că mai e un etaj. Și o dădeam că vorbeam cu cineva de sus. Și poate n-a văzut scările și credea doar că vorbește așa în sus. Așa e mai grav asta. Am crezut și așa că mă recunoaște un curier. La un moment dat am deschis-o și a se uita foarte insistent așa. Și a început să uite prin casă. Și la un dat se uita la mine și era zi, hai, în sfârșit, să zic că și zice, stați de puțin timp aici, nu zic, da, eu am zugrăvit apartament. Mă, știu, asta mi-ai povestit odată, da. Între două livrări. Ia uite, mama, a reușit. Dar chiar te recunosc oamenii? Mă mai recunosc, da, nu-mi place, dar se mai întâmplă. Nu-ți place? Nu. Dar ce zic? Nici. Mai zic chestii, nu știu. De unde te recunosc? Bă, mare parte în ultimul timp de la Porc, de la Window. De la Window Shopping? Da. Dar nu, eu sunt foarte antisocial așa și nu știu să vorbesc cu oamenii și nu. Dar ce să cum, le zici cum reacționezi? Apoi, știi, gen... Da, mă, așa un pic de crecă. Da, mersi, sau zâmbesc, sau faci un post, e, da, sigur. E ok, adică n-ai ce să zici. Da. N-ai da, ce nu să zici știu. De când așteptam. Să da, cazi da, nu știi că ești de-al treilea, că vă număr. Două ore mă plimb pe lângă tine. Cu YouTube-ul ăsta deschis. Da. Eu mereu îmi doresc să fiu o reacție de asta când sunt cu maica mea. Adică am foarte multe reacții drăguțe cu fanii cu care mă întâlnesc și mă bucur de ele tot timpul. Adică știu că oamenii sunt super rușinoși. Îmi dau seama uneori și în parc că cineva se uită sau așa și nu spun nimic și mie de fapt îmi place ca lumea să vină să zică ceva. Și mi-ar plăcea mega mult să fiu odată cu mama, să fiu un moment ăsta, să zică, mă, ce faci, nu știu ce, zic, hai, facem o poză, da, nu știu ce. Când sunt cu maica mea, maximul care se întâmplă sunt de la gen. Și văd doar eu, știi? Și ai vrea să-i zică, maică, te-ați crescut o legendă, doamnă, vă mulțumim. Nu,
da, să... Să vină cineva să-i pupe mâna. Nu, 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 nu. Doar așa. Deci așa e mama lui Dumnezeu mâncați. Așa, să facă poze, să ceva mi-ar plăcea. Mi-a schimbat viața, doamna Maria. Da. Mi-a salvat căznicie. Vreau să vă mulțumesc pentru ăla mic, s-a ridicat, a mers. Mamă, leu, Mincu, mamă, coaie, o să ajungi în iad, serios. Da, a râs atât de mult. Bă, n-a mers. A râs și a căzut săracul de râs și am crezut că merge. Și Maria după aceea se ridică așa printre ele. Da, da, da. La pachet. Nu, că sunt mai mulți acasă. Da. Dar ar fi mișto asta cu părinții, într-adevăr. Și eu acum îmi doresc asta, nu mi-am dat seama. Dar acum așa aș vrea nu să de față cu mama. Dar nu de față cu mama lui Mincu. Că de față cu mama lui Mincu mi s-a întâmplat. Și eram și cu mama lui Mincu și cu nașa lui Mincu în mall. Și am crezut că intru în pământ. De pentru ce? Că femeia de la casă, acum mulți ani ce-i drept, acum 3-4 ani, femeia de la casă a zis: auzi, tu ești Maria de la stand-up, nu? Maria Popovici. Și am zis, da, da, da. Și am dat să plec și nașii ta și maică ta au zis: da, e vedeta noastră. Și a durat până am ieșit din magazin. Și Cami, mama finii noastre, când ne-a făcut cadou, ne-a făcut un cadou în card ăsta la un spa, ceva, o zi de aia de masaj, de ceva, o chestie. Și când au sunat să trebuia să facă, să ceară ce, să ceară cardul, să-l plătească online și să scrie detaliile. Și au dat numele, știi? A zis Alexandru Microscu, Maria Popovici. Și a făcut o pauză. Și a zis, cumva de la stand-up, da, 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 ei sunt ei sunt de la stand-up, că ea chiar zicea, să-mi spuneți când vin, că vreau să vin eu, să nu știu ce. Da, mă, dar hai că asta e mai light, dar să zici vedeta noastră, am crezut că leșin în magazin, îți dai seama, atât de funny, nu sunt copil. Adică, atât este bucur că s-a întâmplat asta, este nu, super. Nu, frate, eram și nu puteam să mai ies și mai cât am striga, hai Maria, vină în cărți, hai să faci poză cu doamna. Stați, doamnă, să faceți poză cu Maria. Ce, nu, nu, dacă mergi acasă în orașul tău, te recunosc sau ai fani primarul acolo, te așteaptă primarul când ajungi acasă. Bă, să știi că eu sper tare să fiu cel mai cunoscut om din Severin și visul meu este să fac stand-up în Severin, dar nu s-a întâmplat. Au fost toată lumea pe care n-ai cunosc. Făcut în Severin? N-ai făcut la... de super visul meu e să fac second pe bunicii mei, pentru că super bătrâni și... Na. La Krypton acolo? La Krypton deci, acolo. De ce nu spui un show la Krypton? Cu cine? Când mergem noi, vin și tu. Da. Dacă mai mergeți, vin și eu, vă rog mult de tot. Mi-a îndeplinit mie visul ăsta. Dar serios, dar de ce n-ai spus? Am tot zis, dar nu m-a ascultat. De toți erau... Dar dacă mi-ai fi spus mie că vrei să vii la Krypton să deschizi show, ți-aș fi zis, du-te mă, pula mea, de păi, probabil de asta nu cred că ți-ai zis, acum mi-am amintit că ți-am mai zis de... Nu mă, ți-aș fi zis, vino frate, normal. Da, mai uite, data viitoare, da, când... Asta da. E pentru mine visul meu, să fac la Severin la bunicii mei. O să mai dureze 2 ani să păi, putem nu, să facem show-uri. Nu, 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 în toamnă merge la Krypton, garantat. Da? 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 Pe cât? Doar să mai trească bunicii mei. Sirea, câți ani au bunicii tăi? Bă, bunicul meu are 90 ceva. Mă, m-a zis să mănânce legume până la toamnă. Stai puțin, și vrei să vină la un show de stand-up? Nu crezi că i-ar deranja limbajul meu? Bunicul meu m-a învățat să-mi jur. Așa, chemă. Zici că ar râde la, i-ar plăcea, nu? Nu cred că ar auzi, sincer. Da. Ar vedea că e lumina pe tine, da, și ar zice, bă, e despre el. Dar bunica ta? Se uită pe YouTube la mine. Ar fi ok? Azi că nu înțelege nimic din ce zic. Dar la mine se uită pe YouTube bunica ta? Vrei să o întreb? Păi ia să-i pui. Bunica ta este bunica ta din gluma aia, când gluma cu mâncarea... Nu, e cealaltă. Cealaltă m-a văzut. Asta deci, cu mâncarea știe. Asta cu mâncarea știe. Da. Te-a văzut. Da. Și asta din Severin nu e bunica care... Aha, ok. Nu, nu. Cred că și-a văzut pe YouTube. Cred, nu știu, n-am întrebat. Se uită pe YouTube la mine când zic de Adidas, dar nu înțelegem. Zice că nu înțeleg ce zici. A, de aia nu înțelegem. Nu-ți bate tu cap. Am crezut că s-a uitat la stand-up și n-a înțeleg. Nu, îți dai seama dacă mai zic acolo un mid-sol ceva. Sărac. E, bravo. N-am înțeles eu ce ai zis, mă jur. Ce ai zis? Mid-sol, e parte din Adidas. Mid-sol, mă. A, mid-sol, n-am înțeles, am zis mid-sol. A, mid-sol, nu. Mid-sol, da, 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 da. Pe mine m-a sunat bunica mea din... singura mea bunică care a mai rămas și mi-a zis că am auzit că ești influenceriță, nu știu ce înseamnă, dar felicitări. Big like. Da. Dacă Cristina, se poate să-mi dai și mie un share la... Da, da. La nu știu ce înseamnă, mai, zici că ai nevoie de șamponul ăsta. Nu, dar bunica mea, singura care a mai rămas, e mai finuț așa și foarte cultă și o femeie foarte mișto și cu simțul umorului și... a fost foarte amuzant că a zis că eu nu știu ce înseamnă aia, dar învățăm, mai avem timp să învățăm, am zis că ești influencer, felicitări! Ea știe că facem stand-up și așa și că suntem actori, da. Știi? Și știe și a mai arătat un alt așa, are un afiș cu noi
în casă. Citer. Și soțul ei a fost artist plastic și la un dat a venit directorul unui muzeu, nu mai știu, cred că din Galați sau Tulcea. Ceva să expună unde a tot expus el și okay. așa. Și când a văzut afișa, a zis, îi știi pe Micu și Maria? Și a zis, da, mamă, vreau să mi-l prezint. Și eu m-am simțit așa de bine că era un om din zona asta, așa, știi? Uh-huh. Super marfă și ne știam. Și a zis, păi, acum, da. Da, foarte... Dar părinții voștri sunt mândri de ce faceți, realist vorbind? Da. Crezi că nu va întreba nimeni? Mereu mi-am dorit când mă cheamă cineva undeva să întreb și eu știi că nu întrebă nimeni niciodată gazdele. Da, da, chiar. Nu te gândești să întreb de părinți, dar da, părinții mei sunt mândri de ce fac. Da. Și pe eu am avut un caz aparte față de mulți colegi ai mei și discuții pe care le-am avut. Părinții mei m-au susținut întotdeauna să fac actorie. Părinții mei nu mi-au spus niciodată că o să mor de foame dacă mă fac actriță. Părinții mei când m-au văzut făcând stand-up n-au zis niciodată, dar este vulgar. Părinții mei sunt niște oameni foarte... Ignora. Părinții mei sunt niște oameni foarte culți care au trăit toată viața printre artiști și care au văzut această lume ca fiind o lume normală. N-au văzut-o ca fiind, dacă nu ești doctor, avocat, profesor, inginer. Pa. Da, dar ei nici n-aveau așteptări de la Maria de la început, știi? Plus că n-aveau, putea să fie asta sau să fiu curvă și la un moment dat am obosit să fiu curvă, că nu mai ai energie, știi? Măcar nu mai lucrează la programul ăla haotic. Da, mulțumim din era suflet. De noapte, tot timpul schimbă veneam tirurile. Obosită, schimbă tirul. Ia, trec cu pula pe la urechi. Am și făcut tot drumul taberiu, știi, că eu de acolo vin și nu mai era ce să mai fuți, că nu te duci, nu-ți bați de două ori, știi? Cred că la mine nu, la mine nu se așteptau, la mine a fost foarte târziu și nu se așteptau la nimic, dar am zis că vreau doar la cuturic, s-au uitat așa ca la, știi? Dar la... acum sunt mândri de tine. Dar sunt mândri acum, sunt mândri așa și nu se așteptau ei că la mai vede dacă fac o poză sau, știi, li se pare interesant, exciting că cumva oamenii mă știu. Și la modul, ăsta e, știi? Yeah. Dar nu, nici nu. Dar eu țin minte, frate, am văzut stand-up prima oară. Voi nu știu că știți. Când nu știam ce e stand-up, stăteam cu ai mei și HBO a făcut un special și erau niște oameni din Cluj toți. Și atunci era și o femeie, țin minte. Da. Dar nu mai fac oamenii din câte știu. Sau... Era pe Comedy Central. Nu era pe HBO. Deci, și era și pe Comedy Central cu o femeie din Cluj. Da, da, filmare vechi, era mic. Da. Cu o femeie roșcată din Cluj. Da, dar nu mai știu ce s-a întâmplat cu ei. Dar părinții tăi sunt mândri că faci stand-up? Sunt mândri de tine? De ce faci? Sunt ok. Da? Da, nu, adică la început asta. Mă gândeam dacă a fost și la voi așa. La mine a fost, maica mea mi-a zis că n-a dormit în noaptea aia. Când i-am arătat un filmuleț de la Open Mic. Că făceam deja de ceva timp și așa. Nu prea puteam să mă mai scuz că tot plecam noaptea de acasă și... Să nu creadă că-s gay sau ce. Că locuiești cu ei în București, în casă? Locuiam. Locuiai. Da. Ai, te stau și ei în București. Da. Ah, ok. Ne-am mutat, nu mai stăm în Coceava. A, să fugi de acolo. Și stai-mă puțin. Și ai arătat un filmuleț de la Open Mic și nu i-a plăcut. Nu, culmea, că a fost timp. Stai că nu a fost așa de acord și maică mi-a fost panicat. Dar acum sunt ok. Nici nu m-a oprit. Dormit? De ce ai zis că n-a dormit? Ai zis că a stat toată noaptea și s-a gândit că dacă o iau pe drum o să-ți dai seama. Te gândești că sunt droguri, alcool, e altă păi viață. Și chiar e așa e. Păi așa e, dar ce să fac? Nu te obligă nimeni să lei. Eu oricum eram pe drumul ăla, dar nu făceam stand. Dar droguri, alcool sunt peste tot pe lume. Dar da, bineînțeles, e foarte mult cu alcool în lumea noastră, dar uite, eu de exemplu, apică. E peste tot. E peste tot. Ai avut vreun show, ceva foarte nașpa, care poate după care te-ai gândit, bă, nu sunt bun, ar trebui să mă las, sau vai, ce oribil e bombing-ul. Da, și se leagă cu mentalitatea lui Banciu show ăsta, că am avut la... fix la Mojo am avut un open mic, unde n-am smuls niciun zâmbet, auzeam cum băteau inimile oamenilor de liniște aia. Inimile. Tu prezentai sau urcai la open mic? Am urcat, nu prezentam. Am urcat ca open mic și am plecat și voiam să zic că nu mai gata, n-are rost și pe aia să-mi iau shawarma în drum și în timp ce mergeam spre casă să mâncam shawarma și aia mă mai dă și morților că nu ia de grea viața asta și revin. Vezi că shawarma cumva ajută, ajută. Jur că eram dărâmat și am zis că o mănânc și mă sinucid probabil, dar mâncând o zic hai că nu e chiar. A fost atât de bună shawarma aia că te-a salvat. Da. Am uitat că să-l întrebăm și pe Banciu dacă părinții lui sunt mândri de el. Da, sunt. E ciudat, dacă nu a fost niciodată la stand-up, dar i-am arătat, ne-am arătat stand-up, i-am arătat niște sketch-uri, i-am arătat podcast. Dar am arătat niște filmulețe. I-am arătat niște întreșouri și ai zis, e ca ce vezi aici, da. Tu știai de Bill Gates? Tare. Dar... nu știu, mă simt ciudat. Mi-e frică să nu fie dezamăgit. E...
Na. Banciu. Banciu, nu stai liniștit că sigur o să fie, dar ideea dar de ce să fii dezamăgit? Tu n-ai zis că ești primul din familia ta care a reușit atâtea lucruri? Adică eu asta îi spune că tu ești dezamăgit? Nu mă, dar nu în sensul ăla, nu de, adică mi-aș dori foarte mult să-i placă și să mă vadă live și pentru că există riscul să nu, că nu știu ce reacție o să aibă în fond, mi-e frică să-l chem. Și chestia nu l-ai chemat? Nu l-am chemat. Nu e așa. Ai putea să-l chem. Fel, da, știi, dar, adică, dar unde să-l chem acum, gen la primul show cu 50 de oameni după ce iar n-am mai făcut 3 luni de zile? Nu mai fi exagerat. Ai putea să-l chem, faci stand-up de 6 ani jumate, Banciu. Nu e vorba să-l chem mâine, că n-ai show mâine și n-ai unde să-l chem. Cheamă-l când se dă drumul la cluburi, cheamă-l și toată. Sigur i-ar plăcea pe o terasă să iasă într-o sală să te vadă. Ce crezi că maxim nu o să-i placă și ce? Da, nu știu. Adică sper să... E gândire de copil asta că ți-ai urea să-l chem pe ai tăi. Ești adult ca și el. Nu mai ești copilul da. Și el e părintele gen... Da, eu îl înțeleg. E, știi cum e exact ca lucrul ăla pe care dacă nu-l faci, cu cât amâni mai mult, da, cu atât o să fie mai greu să-l faci. Și că eu n-am putut să trec niciodată peste asta. Și aveam... Ce mă, că ai tăi au venit o grămadă la stand-up. Da, păi, dar niciodată n-am putut să trec peste asta. Dacă n-au intrat pe invitații, tot neam. Au venit și m-am văzut și la teatru că și așa, 4.600.000, doar la numărat. Nu. De 6 ori, mă. Faceți un calcul, mă rog, în fin. Da. Să zic era 500 de euro. Era și comisiunea bilet, mă rog, nu vă mai... Că și mătușa, că verișorul, că... Da, da, da. Dar da, întotdeauna da, când am avut rude în sală, nu pot să zic că m-a afectat sau că... Da, eram foarte conștient de prezența lor. Și în sinea mea, e o chestie pe care e greu să o spui. Că eu, nu am, eu știu că, în, mai ales după, nu știu, nu neapărat la început, dar după niște ani de experiență, știu că oricât de grea ar fi o seară, nu o să am un bombing nașpa. O să-i fac pe oameni să râdă, o să fac eu ceva, știi? Deci nu mai scade sub un anumit nivel la un moment dat. Și n-aș avea stresul că, aoleu, poate nu o să râdă sau nu știu ce chestie asta. Dar e o chestie pe care nu poți să spui că vrei să vadă seara aia în care you're killing it. Ai fi vrut să fie în seara aia, ai fi vrut să fie în sală, dar aia e când nu știi, nu te aștepți și nu e niciun prieten. Da, da, da. Și, știi? Nu, da. Și cumva e o presiune de asta, mi se pare ciudat. Mi se pare așa ca și cum... Mai sunt și legile lui Murphy, mie mi s-a întâmplat asta, să am prieteni buni în sală, oameni care abia așteptau să mă vadă sau chiar și rude, bă, și fix seara aia să fie o seară de aia de căcat, știi, gen, nu oribil, dar bă, mediocru la limita, bă, nu știu de cum. Asta mi-e frică, dacă vine tata într-o seară de aia. Păi cheamă-l de mai multe ori. Păi normal că o să-l chem mai multe ori, dar... Da, dar cred că poate să înțeleagă, cred că nu o să fie... Nu e chiar așa, normal că poate să înțeleagă, dar după ce o să aibă contact o perioadă și o să vadă că sunt show-uri și show-uri și... Așa mai departe, dar nu vreau primul impact să fie ăsta, știi? Păi așa e, dar nici nu-ți poți programa, da? Știi? Știu. Că nu vei ști cum. Cred că e și o chestie de vorbit dacă crezi că nu ar înțelege. Eu așa cred. Că ai mei îți dai seama, deci ai mei, nu știu, mergeau la teatru, la spectacole și când au văzut specialul ăla pe HBO, au râs foarte mult, le-a plăcut. Dar nu, și ai tăi oricum vin la show, nu și-a pus problema, dar el a mai zis cum e, știi? Am mai vorbit, zic, le-am zis, bă, uite, că am o glumă, cum e să scriu o glumă, cât îmi ia până ajung la 30 de minute de material de care să fiu sigur să-mi placă. Am mai vorbit așa, știi, cu ei și mi-au mai pus întrebări și atunci știu și ei că, băi, sunt, știi? Sau poate n-ai nimic filmat care să fie am bun. Am chestii, dar... Dai un pic din ăla și bă, când vine... Eu cred că trebuie să-l chem. Nu, vreau să-l chem live. Da, eu cred că trebuie să-l chem și gata. Cheamă-l într-o seară la o terasă. Ia, îl sun acum. Ia sună-mă pe Gelu. Am și eu numărul Gelu. Știu că ai. Ai fost cu cineva? Da, bine. Combinat? Nu poți să dai nume. Nu, aștept. Ai fost cu cineva? Tu ai fost cu mai mulți oameni în turneu. Adică, cum avem formulă sau cum. Ai fost cu toți, da? Da, cu voi n-am fost, apropo. N-ai fost cu noi, nu? Ba, nu, cred că... Dar noi nu mergem cu nimeni în turneu, noi mergem doar noi trei. Da. Da, nu, că nu. Mă gândeam că poate la una scurtă, dar nu știu. Da, mă, la una scurtă. La una scurtă. Da, gata, da, la una scurtă. Dar... Nu mai știu. Unde a fost ultima? Ba da, stai că am fost și eu când ați fost atunci, dar nu mai țin minte în ce oraș era. Ultima a fost Constanța. Nu se pune una scurtă un pic altfel. Da, nu, așa. Dar așa cred că am fost cu toată lumea. Mergând cu oameni așa, cu foarte mulți oameni stand-up. Care e cel mai nașpa, nu? Nu, care e cel mai nașpa. Ai simțit diferență de public în care că tu poate avea același material și poate ți-a părut că unor mergea mai greu și unor mai bine?
Zici așa, repartizat pe zone sau nu, în funcție, funcție de comediant. Ah, eu pot okay. să spun că e un comediant, nu e ok să dau numele, dar e un comediant și am urcat când era publicul lui Sorașe și am simțit o mare diferență. Bă, în sensul că parcă nici nu mă știau, nici mă doreau oamenii ăia acolo. Ca opener oricum te simți în mare parte nedorit când mergi. E chestia așa, acum când am fost în turneu mi se părea foarte amuzant că am fost cu... cu Sorin și cu Costel și oriunde intram, bă, nu cu Sorin și Costel, ci prost, sunt Costel și cu Nathan Ticu și oriunde intram era, oh, Costel, Nathan Ticu, Șorea, doamne de la curățenie, salut, cretule. Și a fost foarte, adică te simți așa ca opener un pic, dar nu, n-am, nu, încerc să nu pesim. Dacă mă duc acolo, treaba mea să-i fac să râdă. Da, dar nu trebuie să spese de chestia asta deocamdată. Deci ala că ai simțit că e vreo diferență în sensul ăsta. Bă, am simțit la cineva odată. Dar vă zi după. Nu, dar zi-o pe aia pe plus atunci, adică cu, dacă poți, dacă vrei. Cu publicul, cui te-ai simțit cel mai marfă, gen că ai exact. Nu pot să zic, au fost ser și ser, nu știu. Eu înainte de pandemie eram pe un val din ăla de încredere, de mi se părea că pot să omor pe toată lumea și a avut bobonete o serie de spectacole și am deschis eu și cu nu mai știu, mai eram. Și cu Mirica, până nu mai știu cine. Și a fost nașpa. Nu, și a fost super bine. A fost bine. Era, adică era valul la mare. Știu că au fost și ai mei fix la ultimul și au fost extraordinar. Și după un an sau cât a fost pauza, acum am așa, simt că îmi tremură genunchii. Pentru că e o pauză, e normal. Da, dar nu mai am, adică am pierdut încrederea aia, de-aia mie. De-aia mai trag cu Severinul și gata, mă bag în imobiliare. Am 4.000 de euro puși pe dreapta. Voiam să zic ceva și am uitat. A, apropo, uite frate, un avantaj. Faptul că mergi în turneu. Gândește-te că eu când am început să fac stand-up, până să pot să plec în turneu cu Mincu și cu Banciu și să și umplem sălile, că noi mai mergeam în turneu, da? Puțin și 40 de oameni într-un club, undeva, nu știu ce. Da. Nu mă lua nimeni să deschid în țară, că sunt femeie și le era awkward să mă cheme. Adică inclusiv am avut discuția asta cu comedianți de-a lungul timpului. Mi-aduc aminte că mi-a zis Bordea într-o seară că bă, m-am săturat să merg cu... Era o discuție, o beție și a zis că merg peste tot cu Cortea prin țară. Te-aș lua pe tine, dar ce să vorbim pe drum? A, cream că e ce de cazare că să dormi. Și de cazare, că probabil înseamnă să iei o cameră în plus și de awkwardness, că nu prea... Adică lor le plăcea de mine la show, dar mă duc eu cu Teo, dar mergem așa amândoi, e mai awkward. Asta. Bun, dar dacă ți-aduce aminte singura soluție pe care a găsit-o Teo la un moment dat, pentru că ne și împrietenisem așa și ne înțelegeam bine și ne înțelegem și acum eu cu Mincu și Teo și cu Melinda, au zis, hai mă explicăm toți patru. La modul deschideam eu cu Mincu, acum mulți ani, și ne-am și ars împreună și am fost în vreo 5 orașe împreună așa, dar a fost singura dată și o dată cu Costel, făceam repetiții la improvizație și știam eu că în ziua aia pleacă cu Bucălaie la Craiova și m-am dus la mașină și am zis, coaie, pot să vin și eu cu voi, vă rog frumos, vreau și eu să vin cu voi, nu vreau nimic, doar să vin cu voi. Și a zis, Costel, haide. Și mașinul l-a lăsat să urc la unul din show-uri. I killed. A fost bine, rău. Și ne-am întors acasă. Și eram așa, gen, mamă, am fost în țară. Că nu m-a luat nimeni. Dar bă, înțeleg, e awkward. Contează și asta în turnă. Adică nu contează 100% cum dai tu pe scenă, dar trebuie să te și pregătești să stai cu omul la niște ore. Și dacă... Așa e. Sunt multe cazuri de oameni ok la... Mă rog, multe cazuri. Sunt oameni care sunt ok la stand-up, dar nu poți să stai cu ei. Așa să vorbești. Gen, dă un nume, dă un nume. Dă un nume, dă un nume aici, să fie scandal. Dai seama că nu o să dau. Dă un nume. Nu, Mitran, zic e Mitran, nu? Din Mitran ăștia e imposibil. Eu zic cu cine am mai ars eu. Gen Mitran. Nu, nu cu Mitran, Mitran. Nu, cu Mitran sunt... Cu Mitran chiar sunt prieten. Răspunsul, bă. Și eu ce zici că i-a arătat în timp ce era într-o mașină în trecere și fugeai, știi, de ei. Mă, dai, a prins roșu, a prins roșu. Uite, mă, mi-a luat sobă. Dar poți să zici, mă, că oricum nu se uită. Mirica, Mirica e, nu? Ce? Nu, mă, nu, mă înțeleg. Ioana Luiza. E Ioana Luiza? Ăsta e piciorul tău? Da. Ah, ok. Da, îl mai arunc eu așa. Nu că îl mângâiam de jumătate oră. Da, mă, da, deci asta vreau să zic, măcar atunci când ești băiat, ai oportunitatea asta. Și știu că odată m-am mai luat Costel cu el la Pitești pentru că filma și am plecat cu toată echipa, inclusiv cu taicătu, cu tine, că taicătu făcea poze, dar altfel nu m-a luat nimeni în turneu. Nimeni. Le plăcea, li se părea tare, mă chemau la club, mă chemau la Racing Pub să deschid, mergeam în locuri, dar altfel eram așa, doar în București. Mă rog, am plecat după aia în turneu cât să-mi ajungă mult. Păi vezi. Te plângeai ure. Pauza asta de 2 ani spre 4. Și tu pățești asta, drăgea ce pățim cu toții? Sau ce pățim
Ce nu, micu? După ce ai scris un material și după ce ai ajuns la maturitate și îți dai seama că trebuie să-l schimbi. Eu am impresia că nu o să scriu niciodată ceva mai amuzant decât vechiul material, nu? Eu nu știu dacă o să... Mie mi se pare că aia cu ce am postat eu de la sala 4, ăla e. Da, nu știu cum o să trecem peste asta. Era exact, de nu aveam frică niciodată oriunde urcam, eram las că o să fie ok, chit că nu e aia, las că mai am eu acolo și acum mi se pare că scârți așa. Da. Realist vorbit. Efectiv, eu acum încerc să-mi scriu material în funcție de claxoanele unui camion care trece zilnic pe lângă casa noastră. Serios, deci stăteam în casă. Are cu obsesie. Am obsesie, o să, așa ca să vă zic... Ca să-ți amintească. Nu. Stăteam în casă și am avut, în primul lockdown, am avut chef să scriu. Și mi-am scris, era prima oară despre pandemie, tot felul de chestii. Și am făcut, s-a făcut un material, a fost bun, a mers. Da. Și după aia, când a început lockdown-ul ăla, atunci când a fost de... Când s-au închis cluburile, să zic, nu lockdown. Uh-huh. În Crăciun, în Revelion, atunci, în perioada aia, am zis, băi, nu mai vreau să scriu. Văzusem show-urile lui Teo în care spunea că el în pandemie n-a avut chef de scris și că oamenii scriau, mamă, aveți timp, cred că rupeți. Și a zis, nu frate, că și eu am o stare nașpa, n-am cum, nu sunt creativ. Și am luat asta atât de plin și fericit și am zis, bă, nu te mai gândi. Nu te mai stresa cu scrisul, frate, eu n-am greșit pentru tine. Ai scris materialul, bagă-ți piciorul. Bă, și mi s-a luat complet. Și acum am început să-mi dau seama că se vor deschide sigur după Paște. Și vine căldura și facem show-uri. Da. Și mă gândesc ce, de unde s-o apuc. Și stăteam în casă. Și mă gândeam, zic, despre ce să vorbesc. Și am auzit un claxon. Efectiv de la de autocar, dar un pic turnat claxonul. Și mi-am dat seama că se aude în fiecare zi. E o autogară acolo și pe acolo... În zona aia sunt foarte multe autogări, curse zilnice București-Istanbul. Nice. Și de fiecare când alții pleacă, îl salută pe paznicul de la autogara asta. Bă, de fiecare dată, de fucking în fiecare zi. Și efectiv încerc să scriu glumă plecând de la asta. Despre cum mă simt eu că ea se salută în fiecare zi și eu trebuie să tresar la mine în casă că se salută ea. Ei mi se pare absolut oribil, știi, de poluare fonică de asta de căcat, doar că ăla îi face la semn și tresare tot blocul, 5 etaje. Dar e bine că ți-a dat asta. Ți-a dat un boost așa. Să zic că sunt disperat așa agățat de, știi, de, simt că stau așa într-o mână agățat de o glumă care. Să mă duci cu agenda pe acolo. Exact, să stau acolo să văd să... Nu știu, da. Și am impresia că la fel, de unde să o apuc, ce să scriu. Și mereu am avut așa, am avut o chestie de... N-aveam o glumă scurtă, știi, mereu mă duc într-o zonă, ce vreau să zic, vreau să zic asta, că nu știu ce, știi, și încerc să le aleg să fie totul cumva, în capul meu așa e, ți-mi minte că văzusem, asta, uite, asta m-a marcat pe mine la început în stand-up, cred că l-am văzut pe Sergiu și am zis, nu, am văzut pe cineva care a avut glume scurte și n-aveau nicio legătură cu altele, și eram actor, știi, și eram... Nu, tati, eu când fac stand-up vreau să releg, vreau să aibă mesaj, să fie, vreau să fie cu... lacrimi cu flori, vreau să găroafe aruncate spre scenă. Dacă știi? N-auzi bravo din sală, bravo, să mor, mai rup, adev, bombardi. Costina, fă o poză cu domnul. Se oprește că uită, zi bombardi. Ai râs. Orașul tău preferat în care faci, să faci stand-up? Ai vreun? Severina Șerăzăr, din nou. Bă, te gândi, dacă cine ai Severin... Cine se ocupă de bucuitul tău? De booking-ul oricine, tău? Eu nu refuz. Cine se ocupă de booking-ul tău? Șorea? Șorea? Și Șorea, Șorea și Narcisa. Eu cred că Șorea face mișto de tine, special. Coi, puneți omului ușor, Severin. Eu m-am mirat foarte tare că Bora a plecat nebătut din Severin, că el vorbește foarte greu așa și eu de mult zi mai repede și nu știu cum a rezistat acolo. Că aia sunt la modul... Da, da, frate, uite, vorbesc cu următorul show la Krypton, ești cu tine, zi. Ce? Nu, asta mi-a zis. Ah, cred că... Da. Dar dacă o să ai bombing? O să fii în Severin și zic... N-ai bombing mama, Severin, mă, mi s-a rupe inima. Da, da, e o personală. Să vină și foști colegi. Mai ai foști colegi pe acolo? Cred că nu mai țin minte. Am plecat de mic, nu știu. Ah, what? Stai așa că mi se schimbă... Nu, nu, nu. Ah, eu cred că ai cu liceu sau chestii. Care caută găinile în gușă dacă au mâncat moabe. Încă. Nici levelul ăla. Da. Ce mă? Da. Așa am fost deci Mitran e de la Severin, dar e de la Severin la modul într-un sat lângă Severin unde când găinile, da. Când găinile mănâncă boabele, controlezi în gușă dacă au mâncat palea care pare că se simt rău.
Ca să vezi dacă e găina sănătoasă, o cauți în gușă. Dacă are încă mâncare, de când nu prea a mâncat-o, se simte cam prost. Păi, Mitran stă în Severin, în oraș, și am luat eu pachet de la masă când a fost ultima oară. Și a zis că e de la țară. Acum s-a jucat-o pe aia sensibilă să mi se rupă inima. Băi, era și un teledon. Da, să zic. Dar tu ești din Severin, la modul că ai fost tu când erai mic pe acolo, sau ce? Nu mă, născut și crescut acolo. Până la câți ani? Deci când ai venit în București? Clasa a doua. La jumătate. Uite, măi, crescut acolo să mor eu. Am Audida și mie au stat mai mult prin Severin, că am uitat-o pereche. Pune și Audida și te-au stat mai mult în Severin. Da. Și de ce v-ați mutat la București? De bine ce era în Severin. Deci în clasa a doua vine la București, mă? Păi și eu chiar credeam că ești din Severin. Efectiv, acum am... Severin. Păi da, am trăit mai mult în București acum, da, corect. Frate, ești fake. Ești fake severiner. Bă, deci nu e așa, mă, s-a schimbat. Eu chiar credeam că, gen, tu te duci în Severin la... Da, mă mai duc. Era efectiv apă lângă piciorul tău. Deci am crezut că... Nu știu, tu încă ai asta, te duci în Severin și da, ți-aduci aminte de... Da, mă duc, adică de... am familie acolo, am... Nu, adică mă duc, păi e de acolo. Ce familie mai e acolo? Ce bunici, familie unchi, mai tu acolo? Ce, păi ăștia nu se pun... Da, ok, o să le zic. Ăștia nu știu cum o să primească vestea, dacă poți să vii să le zici tu eventual. Am înțeles, dar clasa a doua totuși... Păi și unde ai copilărit în București? În drumul Taberei. Wow, uite-o. Te bucuri tu? Ți-a plăcut? Da, a fost ok, de fapt. Bă, fii din Severin, taci în pula mea din gură, că e foarte trotuar. Bine în drumul Taberei. Și ce liceu ai făcut în București? Emil Racoviț. Emil Racoviț, e nașpa? Bă, e un liceu cu profil sportiv. Eu n-am fost la sportiv, am fost la filo. Profil sportiv. Da. Și dacă... Cum să zic? Nu vreau să vă zic toate. Gândește-te că eu am fost printre aia deștepți și care au luat bacul. Ai, e genul de la... Că... Și am zis care a luat bacul. Atenție, printre aia care a luat bacul. Da, unde stăteai în drumul Taberei? La râu Doamnei. Vrei să mă testezi, nu? Și eu tot acolo. Bă, ești nebun? Da. Da. Nu cred. Da, și Radu. Și... Radu, vino cu Radu. Dar zici că descoperim o chestie. Cine și atunci de ce te-ai dus la Emil Racoviță? M-am mutasem după aia. N-ai stat mult și în drumul Taberei. Nu, am stat câțiva. Nu mai știu să zic exact. Bă, stat. Tu cam minți. Cum, cumva ai tăi fugeau de cămătari? Nu, e și nu e. Așa pare, am plecat din Severin. Deci noi avem voie să stăm în România, dar nu oriunde în România. Și de aia mama n-a dormit toată noaptea când m-a văzut la o părmă, da, că s-a gândit la gesta celebru. Da. Bă, uite-mă datoria. Cum se leagă totul, frate, cu Drăcea. Ce bună ar fi asta. Și de asta are el sute de perechi de Adidas, că tot iau ai lui din Italia. Nu, că încearcă să alerge de... Da, a zis să avem să fugim mama. Să avem mamă cu pernă de aer, să ne țină mult. Bă, uite, nu mă gândisem, dar că zice, chiar ce dracu nu-mi fi mutat noi atâta. Deci, Bastomu, t-a zis că era taicul ambasador în Bahamas, în Norvegia, în Suedia. În câte locuri ai stat? Nu, am stat în București, cred că în 4 locuri maxim. Oh my God! Din drumul Taberei, unde te-ai dus? Evident. În următoarea garsonieră. Nu mai știi, mă. Ce avea, mă? Taicul avea cont de ăsta de OLX cu țepe? Schimba avea și n-avea. Nu era OLX atunci, era ocazii. Ocazii. Avea... Da, bă, dar nu știam, eu chiar... Acum unde stai? La obor. Acum stau că nu să te caute niciodată acolo. Cred că dacă pui pe hartă, știi, pe unde a stat Drăcea, o să vezi că efectiv evită nu știu ce clan, știi? Harta aia cu Interlov care controlează. Unde e roșu, acum a fost el acum o lună, știi? Mi-ai văzut că mereu ce a face o poză, lasă cameră. Lasă cameră. Iar îți place să te recunosc. Ai văzut că știa că ea și-au dat check-in în cafenea? De ce, voi nu v-ați mutat de mai multe ori când erați mai mici? Nu. Am stat până la 23 de ani într-un mutabil și pe aia m-am mutat cu Mincu, unde s-a mutat el, ne-am mutat împreună amândoi. Deci tu te-ai născut și ai crescut în drumul Taberei și pe aia te-ai mutat direct cu Mincu? Da, iar eu m-am mutat o dată în liceu și a doua oară m-am mutat cu un etaj mai sus de unde m-am mutat. Zi tu, Banciule, tu sigur ești pe zi. Nu, am stat foarte mult timp în militar, după aia am stat cu prietena mea în drumul Taberei, după aia am stat cu prietena mea. Care e prietena în drumul Taberei? Cu Alexandra am stat în drumul Taberei. Așa, după aia am stat undeva la Unirii. Și după deși aia tu ai datorii. Nu se pune că te-ai masturbat la metro la Unirii odată. Mă, ce nu-i minții? Copilărit acolo 2 ani. Am stat 3 luni la Unirii, se pune. Okay. Ai stat 3 luni la dacă Unirii, stat... ai bine. Dacă atunci când s-a deschis McDonald's-ul ăla. Și de acolo unde ai stat? În Giulești. Unde mai stai? În Giulești. Și acum unde stai? În București noi.
Bravo, Băncițu. Păi să știi că eu mă gândeam așa, dar bine, în Severin nu pot să zic că oltenii sunt mai agitați, adică exact cum ai spus tu, Victor, care e mai ardelean. Mm-hmm. Dar mie mi se pare, zic, uite-vă pe Drăcea așa, din Severin, chiar mi se pare că parcă e ceva de București în tine, zic că ăsta așa și-o arde, sau doar pentru că îi plac Adidas și rap-ul, nu înțelegeam. Și că mie mi-a zis Sorin că eu sunt cel mai cool manelist pe care îl cunoaște. Că a zis că nu dau impresia de așa când am fost în turneu. De ce, dragă, ai băgat manele pe drum? E, băgau ăștia și am ascultat și eu. Băgau ăștia mai mari. Dacă se uită domnul Delic, n-ascult. Băi, foarte tare podcastul. Voiam să vă spun că sunt foarte fericită că e bucățica asta de la piper și mentă pe care mi-a păstrat-o Banciu aici. Mm-hmm. Și voiam să shout out Florile Cezarei, care nu numai că ne aduce de fiecare dată tot felul de flori, astăzi ne-a adus flori care se numesc Floarea Miresei sau Baby Breath. Baby Breath. Mai căbășina porcului. Foarte tare, pentru că... Făcut eu la Cambridge. Eu astăzi pe story am postat, ca de obicei, viața mea și am spus că am avut o noapte nașpa și un pic de anxietate și e oribil și m-am chinuit un pic cu viața. Mi-a scris aici, fac anxietate. Așa că vreau să vă transmit și vouă, în caz că aveți astfel de stări în ultima vreme, fac anxietate. Fac în sensul nu să faci anxietate sau eu fac, fac adică muie. Eu mă apucasem deja. Și am vrut să menționez asta. Ia-ți asta înapoi și mănânc-o. Ce mesaj ai, Drăcea, spre final acum pentru cine vrea să se apuce de stand-up? Sfat, mesaj. Să vină la open mic, să-și cronometreze materialul ăla de acasă, că toată lumea 5 minute am și oreau 2, oreau 20. Și să învețe bine textul ăla. Să vină să se uite întâi. Cred că e cel mai important. Să vină să se uite întâi. Da. Când se vor redeschide cluburile, tu ții open mic-ul la 99? Nu-i mai dau drumul că tu îi trăiești. Miliardar să fiu și... În ce zi îl ține de obicei? Bă, e marțea. Dar nu, să meargă oameni în general la open mic. Nu, acum nu mai e marțea, că a fost Drăguț Mitran, mi-a dat mie miercurea. Sau? Da, deci marți la comics, miercuri la 99 și dacă te vor urmări pe Insta, sigur o să postez când se... Da, da, da. Deci, da, când o să se deschidă, probabil o să facem tot acolo, lângă Inter. Urmăriți-l pe Drăcea pe Instagram, urmăriți rog, emisiunea da. Lui, unde eu n-am fost niciodată invitată până acum, Windows Shopping. Urmăriți pe site-urile Club 99 și Comics Club când vreți să vă înscrieți la un open mic, în caz că vreți să vă apucați de stand-up și să scrie femeile sau nu, că ești combinat. Nu, să nu scrie. Să nu-i deci, scrie nicio femeie niciodată. Să nu vă pună dracu să înscrieți pe Drăcea Bu pe Instagram, că... Serios, să nu-i scrieți că e combinat și care am auzit are că... Care mea parola și... și vede, dar puteți să scrieți pe contul ăla cu Marius. Și să nu mai scrieți nici mie să mă întrebați dacă are Banciu iubită, că are. Are și plus că dacă vreți, întrebați-l pe el direct, nu mă mai întrebați pe mine. Iar Luminicu, dacă... pe mine că vă răspund tot. Iar Luminicu, dacă îi scrieți, vă sparg fața. Mulțumim că v-ați uitat la e un adevărat. Podcast, s-a și râs. Mulțumim, Drăcea, că ai venit eu la noi în podcast. De mulțumim că le-ai adus hanorace doar băieților și mie sacoșa aia. Și o zi frumoasă vă doresc. La revedere!